Fostul președinte american Barack Obama i-a acuzat pe republicani că pun în pericol democrația. În timpul unui discurs de campanie pentru candidatul democrat la postul de guvernator al Virginiei, Obama a acuzat Partidul Republican că nu susține legislația care ar spori accesul la vot. Instead of spreading misinformation and disinformation about the last election, we should be trying to strengthen our democracy and make it easier for more people to vote in future elections. Obama s-a deplasat la Richmond, în sudul conservator, pentru a-l susține pe democratul Terry McAuliffe, în vârstă de 64 de ani, candidat pentru postul de guvernator al Virginiei. Contra candidatului McAuliffe este republicanul pro-Trump Glenn Youngkin, în vârstă de 54 de ani. Scrutinul va avea loc la 2 noiembrie. În fața a sute de tineri militanți, Obama a spus că Youngkin va da afară profesorii și va interzice avorturile. Terry's opponent would... He supported a policy that would cut education and public safety and put more than 40,000 teaching jobs at risk right here in Virginia. Joe Biden a câștigat în Virginia cu 10 puncte avans la alegerile din 2020. Republicanii nu s-au mai impus în acest stat din 2009, însă avansul lui McAuliffe în sondaje a scăzut în ultimele săptămâni și acum este la limita marjelor de eroare. O victorie a lui McAuliffe ar da un impuls puternic programului masiv de investiții pe care aripa stânga Partidului Democrat încearcă să-l impună în Congres. Un eșec ar putea atrage prudența din partea aripii moderate a partidului, care ezită să aprobe cheltuieli de 3.000 de miliarde de dolari.